Condiția umană e în pericol, deci la trist final de secol 20. Nu numai armele care ne-au podidit, ci faptul îngrozitor că le-am gândit. Înseamnă că prilejdia e aici în noi, degeaba amânăm acest război. Pericolul va trece numai în clipa când ne vom spăla pe creier de acest gând. Ce bine poartă, iată, ca pe un dulce dar Gioconda, vestonul militar. Pământul are un miros de glonte tras și surdomuții se întreg la glas. Tic-tac, trecu un veac în nebunia fără leac. Un veac într-un tic-tac, secunda mamii lui de veac. Este doliu, doamnelor, domnilor, în lumea muzicii românești. Marele artist Victor Socaciu s-a stins din viață după ce o lună a stat internat în spital. În aceste momente este doliu în familia lui Victor Socaciu. Toți cei care l-au iubit, l-au îndrăgit, apropiați, deja au transmis mesaje emoționante, le veți vedea în câteva momente. O inimă mare a încetat să bată, spune fiica lui Victor Socaciu. Îndrăgitul artist avea 68 de ani și, vă spuneam, în ultima perioadă a avut mai multe probleme de sănătate, a fost infectat de asemenea cu coronavirus, dar avea și alte probleme. O să vedem exact ce s-a întâmplat. Colegul meu, Sergiu Cora, este în direct cu noi și vine cu mai multe informații. Sergiu, te rog. O lună de zile a stat artistul internat la Spitalul Carol Davila din capitală. El s-a prezentat, aici avem informații în exclusivitate din spital, s-a prezentat în stare gravă. Problemele erau de natură nefrologică, avea probleme cu rinichii, a fost băgat într-o procedură avansată de dializă, ne spun medicii de acolo. Pe lângă aceste probleme de natură nefrologică, mai exista și un diabet, exista și o insuficiență cardiacă, deci practic mai multe comorbidități și iată că astăzi artistul s-a stins din viață. Medicii de la spital ne spun că l-au îngrijit și sperau ca starea lui să se îmbunătățească. Din păcate, din prima clipă în care a venit în spital, starea lui n-a mers deloc spre bine. Și haideți să discutăm, pentru că este foarte important să înțelegem și istoricul medical. În aprilie, artistul a fost infectat cu SARS-CoV-2 și atunci a fost într-o stare foarte gravă, ne transmit medicii. S-a recuperat greu, dar s-a recuperat, a fost lăsat acasă, însă acum nu-și poate explica nimeni dacă este un sindrom post-COVID sau dacă toate aceste complicații au survenit în urma unui transplant, pentru că știm bine, el a suferit în urmă cu ceva vreme un transplant de rinichi și dacă de acolo au pornit toate problemele lui. Cert este că de o lună de zile medicii de la Carol Davila se chinuie cumva să-l țină în viață, se chinuie să-l readucă într-o stare bună de sănătate. Iată că, din păcate, astăzi inima artistului a încetat să mai bată. Mulțumesc, Sergiu, pentru aceste informații. Este tragedia momentului, doamnelor, domnilor. Victor Socaciu, spuneam, și-a pierdut viața. S-a întâmplat în urmă cu puțin timp. Vă spuneam despre postarea fiicei marelui artist. Ana Maria Socaciu scrie așa: o inimă mare a încetat să mai bată, un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viața celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam, Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în împărăția sa, alături de cei drepți, Victor Socaciu. Este mesajul emoționant transmis de Ana Maria Socaciu, spuneam, fiica marelui artist. Au fost însă mai mulți apropiați, mai mulți oameni care l-au iubit pe Victor Socaciu și care au transmis mesaje emoționante. Vreau să vedeți și postarea fostei sale soții, Marina Almășan. Spune așa Marina Almășan: îi sunt alături fiului meu Victor într-un moment greu al vieții sale. Pierderea părintelui înseamnă pentru un copil pierderea uneia dintre cele două aripi pe care le primim fiecare la venirea pe lume. Îi vor și ne vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica.
Drum lin spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea. Fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să poarte numele și dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei vegea mersul din viață alături de mine, de aici, de pe pământ. Îți mulțumesc pentru cântecul pe care cândva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit, spune Marina Almășan, fosta soție a lui Victor Socaciu și a postat și această fotografie impresionantă împreună cu Victor Socaciu și fiul lor. Este un moment, îi spuneam, și doliu în a treia zi de Crăciun, doamnelor, domnilor, marele artist și-a pierdut viața, era internat la spital, iar în 9 noiembrie este data când artistul Victor Socaciu a făcut ultima postare pe pagina sa de Facebook. Cântărețul a publicat un videoclip cu o melodie pe care a cântat-o prima dată pe 7 noiembrie într-un concert pe care l-a susținut la Deva. Haideți să ascultăm. Tu ești ceea ce ești, acum numai lângă blestemul meu de a te iubi de plin. Și care s-a născut să te constrângă, să te facă fericită în chin. Nu-mi semeni, dar mi-ești întreaga viață, ești taina-n care lent am să dispar. Ești inima cărei mă-ngheață, bătând tot mai adânc și tot mai rar, tot mai adânc și tot mai rar. Este un moment extrem de trist, doamnelor, domnilor, pentru tot ce înseamnă muzica românească, dar cu siguranță pentru tot ce înseamnă muzica folk. Vorbim despre Victor Socaciu, unul dintre cei mai mari artiști ai României, muzician, compozitor, cântăreț, chitarist, realizator, de asemenea prezentator TV, dar și politician și apoi diplomat. Iată că astăzi s-a stins din viață într-un spital din București. În urmă, cu ceva timp, Victor Socaciu a participat la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Național de Muzică Folk, Om Bun, la Braza. Haideți să vedem povestea lui Victor Socaciu. Născut în 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu a provenit dintr-o familie de oameni simpli, dar foarte deschiși. După cum spunea chiar artistul în biografia sa, era atât de impresionat de romanțele pe care îi le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea. Chiar dacă nu înțelegea ce înseamnă o iubire trecută, era emoționat de gravitatea cântecului și frumusețea armoniei vocale. Dona, dona. Muzician, compozitor, cântăreț și chitarist, printre altele, el a fost atras de folk încă din anul 1972, când l-a ascultat la radio pe Mircea Florian. Exista atunci moda cenaclurilor, iar la Brașov se înființase cenaclul Dacia Felix, înainte chiar să apară cenaclul Flacăra. Cenaclul Flacăra a fost însă cel care l-a ajutat să devină cunoscut. Cât de rea, cât de grea e această zi, haideți să nu pierdem cheful de-a trăi. Cât de rea, cât de grea e această zi, haideți să nu pierdem cheful de-a trăi. Cântărețul Victor Socaciu a avut parte și de necazuri după ce a trecut printr-un transplant renal făcut la Cluj-Napoca. În 2018 a fost audiat la DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan. Le-a explicat procurorilor pas cu pas cum în 2009 a ajuns să primească doi rinichi de la o fetiță de 10 ani aflată în moarte clinică. Am fost audiat ca martor în procesul profesorului Lucan, căruia rămân recunoscător pentru ce a făcut pentru mine. În ceea ce privește discuțiile mele cu procurorii, le-am avut cu domnul procuror, le-am avut aici la DIICOT și lucruri pe care nu le pot discuta.
Nici viața privată nu a fost scutită de probleme. În 2012, Marina Almășan și Victor Socaciu divorțau cu scandal, acuzându-se unul pe altul de infidelitate. De atunci, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar prezentatoarea TVR1 și-a acuzat fostul soț de faptul că nu plătește pensia alimentară și nu se preocupă de fiul lor. Deși artistul a negat vehement că avea o relație extraconjugală cu impresara lui, la puțin timp după divorț s-a căsătorit chiar cu ea. În ultimii ani a reușit să refacă și relația cu fiul său. Doamne, dacă-mi ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-i scris poruncă morții să-mi acau tu părinții. Dă-i scris poruncă morții să-mi acau. Deși este cunoscut în special pentru activitatea sa muzicală, Victor Socaciu este și diplomat. În 2017, el solicita încheierea misiunii sale în calitate de șef al Consulatului General al României la Montreal, iar guvernul îl rechema. El fusese consul încă din aprilie 2014. Între 2008 și 2012, Socaciu a fost și deputat PSD și a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor. Între sud și nord, între și vest, nu ne mai răsti. Nu vrem sud sau nord, nu vrem vest sau vest.